Cei trei polițiști giurgiuveni care au murit în accidentul de miercuri de pe DN5 vor fi înmormântați cu onoruri militare. Slujbele religioase vor avea loc vineri la ora 11:30, însă la biserici diferite. Astfel, Adrian Boțoroagă va fi înmormântat la cimitirul din localitatea Slobozia, Marian Gogoașă la cimitirul comunei Putineiu, iar Viorel Peiu va fi înmormântat în municipiul Giurgiu la cimitirul de pe șoseaua Bălănoiei. Pe lângă onoruri militare, familiile celor trei polițiști decedați își doresc și o fanfară, numai că există o problemă. În Giurgiu nu există atât de mulți instrumentiști cât să participe la trei înmormântări simultan. Drept urmare, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu ne-au declarat că în prezent se caută soluții pentru ca cei trei polițiști să fie conduși pe ultimul drum așa cum se cuvine.